Victor? Victor, s-a întâmplat ceva? Să spun că m-a sunat... Cine? Mama? Tata? Sunt ok? Nu, am vorbit cu Mara. M-a întrebat dacă între tine și Eva e totul în regulă. Sincer, nici nu mai știu cum e între mine și Eva. Parcă orice fac, orice zic, îi fac mai mult rău. Doar o etapă, o să treceți peste. Ți se pare că dacă ție nu ți-e bine, îi faci și ei rău. Ai nevoie să vorbești cu cineva? Marius, viitorul meu depinde de ziua de azi. Totul stă într-o clipă extrem de important. Pui cam multă presiune pe tine. Uite, dacă după asta ai nevoie să vorbești cu un prieten, sunt aici. Ești cel mai bun prieten al meu. Și m-ai ajutat mereu când am avut nevoie. Și o să fiu alături de tine mereu. Dar tu știi asta, nu? Da. Poate sună prostește, dar să știi că m-ai ajutat foarte tare să-mi dau seama dacă să aleg costumaș verde cu pantofiori albaștri sau costumaș albastru cu pantofiori verzi. Nu știu dacă m-aș fi descurcat. Vezi? Câte lucruri importante te-am ajutat să rezolvi. Da. Nu, serios, am avut o perioadă mai agitată și asta a fost de departe cea mai liniștitoare activitate din ultimele zile. Să știi că și pentru mine, vă vreau serios. Mersi că ai venit, tata. N-ai pentru ce. Auzi? Voiam să te întreb ceva. Da, te rog. Când ți-ai dat seama că nu mai e ce trebuie cu mama? Nu știu... Nu știu dacă pot să-ți plac adevărul. A fost așa un moment, m-am uitat la ea și... Și ți-ai dat seama că sunt foarte multe lucruri nespuse, nu? Da. Am și eu problema asta cu Victor. Nu știu ce să fac. Simt că mi-ascunde niște lucruri și eu mă pregătesc să devin mamă, să vină bebe și voiam să împart bucuria asta cu el și el e cu mintea în altă parte. Nu știu, mi-e foarte greu și simt așa cum mă simt părăsită. Am înțeles. Sper că n-ai ratat alt interviu din cauza mea. Nu. Nu era un interviu mai vechi, mi-au dat răspunsul că m-au respins. Ah. Cine să ia un bătrânel ca mine? Cine să mă angajeze? Pune asta! Ei, na. Apropo de Victor, să știi că bărbații mai au așa... Dar eu cred că te iubește, să știi. E băiat bun. Auzi? Dar chiar tu... De unde să stai? Ești ok? Da. Mai am câteva zile la un hotel. Ok. Da? Dar casa asta cu femeia, cum o cheamă? Nica. De la Veronica. Păi, noi n-am fost căsătoriți cu acte și moștenitorii m-au dat afară. Pare rău. Uite, tata. Simt că tu ai fost acolo pentru mine în ultimul timp și vreau să fac ceva să te ajut și eu. Simt că meriți asta. Vreau să vorbesc cu Victor să-ți dea niște bani pentru un apartament. Nu, nu, sub nicio formă, nu pot să-și cer asta. Ba, da, nu-mi ceri, eu ți ofer. Ba nu, chiar insist. Ești prea bună, măi, pentru mine, mă, și eu nu merit. Vezi? Ce bun e Victor la casa omului. Oh, Doru! Ia uite cine a venit aici! Mamă! V-a fost Doru de mine? Uite că am venit cu flori! Da, o văd! Nu că nu-i flori, e flori. Ce mai faci, mă, Doru? Tu ce să fac? Ca cu câteva zile când ai venit pe aici, ești tu. Au!
Aveai o mușcă. Ai fost pe aici? A fost aici? Ai fost Doamne la filmul? Doamne ferește, ți-am spus că nu. Nu că a fost aici, adică gen acum câteva zile că mă simt ca și cum mă simt și azi. Nu se schimbă nimic în viața unui paznic. Rimă! Oricum să știți că eu m-am făcut băiat cu minte, da? Mm-hmm. Sunt Doru Cumințătorul. Ești Doru Supraveghetorul. E Doru Păzitorul. E Doru Terminatorul. E Doru. Dau cu pulans în vână. E Doru pus de omorul. Mai zi, am eu una. Zi. E Doru Neciripitorul. Neciripitorul Precipitatorul. Pușnur sunt mărțișor. Da. E Doru. Am tițica castorul. Eu am obosit. Hai să mergem. Ce e ca castor? Adică am un pic în față și... Hai să mergem. Baftă Doru, noi ne luăm zborul. Da, aveți zi bună! Da. Să meargă strună! Poți să le lași aici. Mersi că ai venit cu mine. Eu îți mulțumesc că m-ai lăsat să petrec atâta timp cu tine. O mare bucurie. Eu o să îmi comand ceva de mâncare. Iar? Te-am mâncat în oraș. Păi și ce, dacă mi s-a făcut chiar foame, ce îmi facem? Numeri caloriile acum? Să știi că fac urât dacă mi-e foame. Aoleu, exact ca maică. Serios? Deci a urât rău de tot. Odată când era gravidă, vroia neapărat zmeură proaspăt. Era iarnă, de nu să-i fac eu râs, nu era ca acum să găsești orice oriunde. Și ce ai făcut? Aveam niște zmeură pusă la frigider de... în congelator. Așa. Am dezghețat-o, am lăsat-o. Foarte bine. Mi s-a făcut și mie pofta de zmeură acum. Să mă duc la congelator? Nu, dar lasă că avem aplicațiile astea acum, unde poți să-ți comanzi ce vrei tu, cum vrei tu, uite. Da. Îți alegi de aici? Da. Ești gata. Tu? Da. Gata. Dar să-mi spui lui mama, da? Că ei nu-i placă roboții. Oricum nu cred că o să mă mai bagi în seamă. Poate peste ceva timp. Bine, hai, fă-te comod aici, mă duc să las lucrurile astea în camera copilului. Bucătăria e acolo, dacă vrei ceva, poți să-ți iei. Da. Am aranjat lucrurile în camera copilului. Tata? Tata, ești la bucătărie? Bună ziua! Bună ziua! Am și eu o comandă. Da, cât e? 220. Mulțumesc. N-am cash
Putem să jurcăm niște bani aici. Se poate cu card? Din păcate nu am POS. Dar cum am putea face? Am eu cash. Cât e? 220. Mm-hmm. 220. Să știți că nu am rest. Ai păstrează restul. Mulțumesc. Mm-hmm. O să-ți dau banii înapoi. Mm-hmm. Dar ce faci aici? Bine. Știi pe unde e Victor? E cu Sergio, are ceva de făcut. Cred că ar trebui să duci și tu. Sunt aproape sigură că te interesează treaba asta lor.